Inele în loc de parole sau tobe. Imaginația nu are limite în lumea gadgeturilor și acest lucru ne este demonstrat și de următoarele inovații, cel puțin bizare. Inelul care îți deschide ușa, laptopul și îți plătește biletul de autobuz. Este viitorul pe care pariază o companie de peste ocean. Inelul are un cititor de amprente și astfel doar proprietarul poate să-l folosească. Sistemul de securitate se închide automat atunci când inelul este dat jos. Inelul este waterproof și bateria ține 14 zile, după care trebuie reîncărcat. Gadgetul cu look de bijuterie costă aproape $250. Primele livrări ar urma să fie făcute în decembrie și vor fi la început doar în Statele Unite ale Americii. Și rămânem la capitolul inele, unele cântătoare. Spectrums sunt inele conectate la o aplicație care transformă culorile într-un aparat de sunet. Doar bați din degete și creezi ritmuri sau chiar melodii oriunde, susțin realizatorii proiectului. Spectrums pot fi folosite și pentru crearea unui set virtual de tobe. Produsul a fost lansat în varianta beta, iar creatorii caută acum bani pentru a începe producția în masă. Device de gravare cu laser de buzunar. Gadgetul încape într-o palmă și se conectează la telefonul smart printr-o aplicație. Orice fotografie din telefon poate fi gravată pe lemn, piele, hârtie și alte suprafețe. Device-ul se încarcă precum un telefon mobil, fie la priză, fie la o baterie externă. Ideea a fost lansată pe platforma Kickstarter, iar producătorii și-au propus ca până pe 20 septembrie să strângă $25.000.